ce ați pățit dimineață? Bună, deci m-am dus la un magazin de piese auto să-mi iau lângă spital, nu mai știu pe ce stradă, m-am dus să iau, am vrut să iau bilet de parcare, tichet de parcare, aveam în mașină, aveam, dar n-am știut că sunt valabilă și pe 2012. M-am dus la automat, am băgat banii, pauză, tichet, am ieșit afară, m-am dus la piese auto, am zis pentru 3 minute nu se întâmplă nimic ca și... Mi-au zis băieții de la piese auto că vezi că scrie aia hârtie și m-am dus afară și i-am întrebat ce se întâmplă când nu merg aparatele, zice cum nu merge aparatul, că aparatul merge. Bine, mi-a făcut amendă, am venit la sediu, i-am spus la reprezentantul firmei de parcări care e problema, s-a rezolvat problema până la urmă abiabil, dar am făcut niște drumuri și asta era toată problema, deci nu știu cum e posibil așa ceva să se întâmple, de ce nu se iau în considerare că nu funcționează aparatele și nu știu cum e posibil așa ceva. Până la urmă, domnul de la parcări a spus că păi, aparatul funcționează, la mine n-a funcționat aparatul, n-am ce să fac, poate că la altul a funcționat, la mine n-a funcționat, ăsta e ghinionul meu probabil. Ce mesaj aveți pentru cei care ar trebui să se ocupe și să verifice aceste aparate? Păi ar trebui să le verifice mai des pentru ca să nu mai ajungă locuitorii în această situație ca și mine.